Bine v-am găsit, dragii mei. Iată că am găsit ac și pentru înțepăturile de insecte. De fapt, n-am găsit ac, am găsit picături care provin de la uleiurile esențiale. Iar cum se folosesc uleiurile esențiale pentru a calma înțepăturile de insecte, ne va povesti doamna Doina Berescu, aromaterapeut și fondator Ecolan. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Haideți să vedem cum scăpăm de acele pișcături extrem de și dureroase câteodată, și mâncăricioase altădată, și inestetice de fiecare dată. Da, este vara, mai mult ca oricând. Suntem potențiale victime ale insectelor. Mă refer la țânțari, la... N-aș dori căbușe, pentru că acolo inevitabil trebuie ajuns și verificat chirurgical dacă nu a rămas ceva în substratul cutanat, păianjeni, diverse alte insecte. Avem uleiuri esențiale care acționează pe acest loc. Simptomele le vedem imediat, simțim pișcătura, locul se înroșește, se umflă. Iar începem să ne scărpinăm. Începem, da, avem pruritul, începem să ne scărpinăm și cele 5-6 uleiuri esențiale care sunt utilizate de regulă, fie individual, fie în sinergie, în amestec, rezolvă pe rând aceste probleme. Ulei esențial recomandat de către specialiștii în aromaterapie pentru înțepături ar fi uleiul esențial de lavandă, care are efectul cel mai rapid și care poate fi aplicat direct pe înțepătură fără nimic, fără riscul că provocăm o altă iritare sau supraiirităm zona respectivă. Și aș face aici diferența puțin între uleiul esențial din două specii de lavandă. Aș vorbi de lavanda latifolia și angustifolia, pentru că prin compoziția de camfor care diferențiază și linalol, acetat de linalil, efectele sunt benefice. Ideal ar putea să le folosim pe amândouă dacă le-am avea la îndemână, dar mai puțin lavanda latifolia este cultivată la noi și ulei esențial procesat și folosit. Alături de uleiul esențial de lavandă aș pomeni de uleiul esențial de mentă, care produce mai ales la când începem să ne scărpinăm, când avem acel prurit, atenuează și pentru că creează o senzație de răcoare da, și e răcoroasă și avem senzația că nu mai avem nimic acolo și lucrurile s-au rezolvat. Aș mai menționa uleiul esențial de mușețel, în special la copii, și aici la fel aș face diferența între categoria de pacienți. Lavanda o putem aplica și la copii fără probleme, uleiul esențial de mușețel și la femeile însărcinate și sau care alăptează, pentru că sigur toată lumea poate fi pișcată. Alături de aceste uleiuri aș pomeni uleiul esențial de geranium, care este un ulei puțin, deci mai puternic, dar cu efecte benefice tot așa pe partea locală, pe zona afectată. Cam acestea ar fi. În amestec ar fi ideal de folosit ca o sinergie pe care să o aplicăm fără un suport de ulei vegetal, ci direct pe locul afectat. Pe locul mușcăturii. Pe locul mușcăturii. În primul rând, dezinfectează, reduce, acolo începe să se... deci, ăsta este principalul rol lor. Oprește mâncărimea, generează și un mic proces inflamator care începe să încet, încet să se reducă și atunci... Putem observa efectul benefic chiar foarte repede. Deci, încă o dată, se dovedește că uleiurile esențiale sunt
trebuie să le avem în casă. Sunt extrem de benefice și trebuie să le avem în casă și cumva să ne obișnuim și să ne echilibrăm viața astfel încât să știm să le folosim, pentru că găsim pentru fiecare problemă pe care o avem de sănătate, nu atât de importantă, evident, dar găsim rezolvări cu ajutorul uleiurilor esențiale. Și când ieșim la aibă verde, sticluța cu ulei esențial de lavandă, e bine să o avem la noi. Deci dacă s-a întâmplat, imediat aplicăm pe înțepătură, pe o mică leziune gen tăietură sau pe o mică leziune gen arsură. Deci uleiul esențial de lavandă acționează foarte bine în toate aceste categorii de leziuni pe care, casnice să le spunem, pe care le putem avea în activitățile pe care le desfășurăm. Deci se pare că mai avem un câștigător cu coroniță, mă refer la uleiul de lavandă. Într-un alt episod am avut alt câștigător cu coroniță și probabil că pe măsură ce o să mai stăm de vorbă cu doamna Aberescu, cred că mai găsim un alt câștigător cu coroniță. Da, trebuie subliniat că sunt în jur de 10 uleiuri esențiale care ar trebui să le avem în trusa noastră permanentă, în casă sau la noi. Și o să pregătesc un material special pentru a explica și care sunt aceste 10 uleiuri care ne-ar ajuta în foarte multe situații. Uleiul esențial de lavandă și de mentă, deja lavanda am pomenit-o acum, menta în altă emisiune, fac parte din trusa de urgență. Da, și urmează, cum ar fi dacă am fi un serial, ceea ce până la urmă putem să devenim. Mulțumesc frumos, doamna Perez. Cu mare drag!